Bună ziua, dragi prieteni! A venit și rândul să testăm Ryobi contra celui de la Parkside. Ce trebuie să știți înainte de toate este că amândouă sunt mărimi aproximativ la fel. Este un pic de tot mai scurtă Ryobi și puțin mai groasă. Parkside este puțin mai lung, dar puțin mai slăbuță. Sau poate datorită culorii negre, cel puțin așa pare. Nu am cum să le măsor. Nu am șublă. Ce pot să vă zic? Parkside-ul are 3000 până la 3600 de rotații, de la 0 la 3600 și are 4300 de bătăi. Ryobi are 2900 de rotații pe minut și doar 3900 de bătăi. Deci clar este foarte depășită dacă stăm să o punem ca calitățile pe care le are, să zicem așa. Este cu mine de doar 2 ani, este din Statele Unite, model pentru Statele Unite, m-a servit foarte bine, este adevărat că nu am folosit-o foarte mult și este într-o stare foarte bună. Trebuie să o curăț puțin și arată ca o nouță. Ce vreau să fac? E să o testăm. Singurul avantaj care o are aceasta este că are 3 viteze, deci are 1, 2, 3 viteze, pe când Ryobi nu are, are trăgaj variabil și atâta tot. Eu m-am obișnuit să folosesc curile așa, cu toate că și poate mă voi obișnui să folosesc și vitezele, dar de obicei fac totul din deget. Trăgaciul îmi place foarte mult la amândouă, cum se simte. Da, îmi place, n-am ce să zic și știți bine că acest Ryobi chiar astăzi va pleca de la mine. O să servească pe altcineva de acum încolo. Dar vreau să fac un test. Am aici o grindă de 15x15 și am un șurub de neam prost. Ăsta nici măcar nu știu ce dimensiune are, dar vedem imediat pe ruletă. Are 30 de centimetri cu 7,5, cred că este aici pe vârful lui. Este un lemn pentru, este un șurub mare pentru lemne special, care costă destul de mult, este 8 lei un astfel de șurub. Și cu asta vom testa care este mai rapidă, Parkside-ul sau Ryobi. Haideți că pregătesc cronometrul aici. Ca greutate, parcă le-am cântărit la un moment dat și parcă erau destul de similare, dar haideți să facem și acest lucru, pentru că poate pe mulți vă interesează și nu mă deranjează să fac acest lucru. Dacă mai merge porcăria asta. Hello? Anybody home? Da. Dificultăți tehnice. Opresc, cred că trebuie să scot bateria și să o bag de nou și revin. Da, bineînțeles, când am oprit filmarea, că a început să funcționeze. Da. Nu stă, e prea bine. Ia să încercăm așa. Un kilogram 95 de grame. Cea de la Ryobi, să fiu corect, și scoatem capul. Mut acumulatorii ăștia de aici. Și un kilogram și 13 grame. Deci diferența este infimă, nu, nici nu vei sesiza decât dacă ai cântar din acela de aur. Haideți că se aranjez, dau drumul la tabletă. Dacă mă pricep cum, da, am reușit. Este deja setat cronometrul aici. O să las să-l vedeți tot timpul. Stați să mut asta și să aduc cronometrul mai aproape. Bineînțeles că l-am oprit. O să folosesc același cap. Șurubul este T25, cred. Aici am probleme. Eu sunt obișnuit mereu să trag de acest cap și la Parkside capul se bagă așa. Am un acumulator de 4 amperi. Plin. Și voi băga foarte puțin vârful ca să nu am probleme. Foarte puțin. Voi face la fel la amândouă. Dacă vă uitați atenție aici, da, deja s-a început cu pocnitoarele. Bine, la mine s-a început undeva până octombrie.
Cam așa este, vedeți, nu este nicio gaură. O să-l bag puțin. L-am băgat foarte puțin acolo, vedeți? Pregătesc. Start! Șapte secunde și puțin. Da, impresionant. Stop. Amândouă au 226 de Nm, cel puțin așa spun specificațiile. Nu am cum să le măsor, nu am cheie dinamometrică. Poate în viitor voi cumpăra una. Facem un rezum, nu, pardon, un stop, o resetare și ne uităm acum cât timp durează. Haideți să mut așa, poate se vede mai bine. Cât durează să-l scot. Start. Da, greșeala mea undeva la 8 secunde. Totuși am greșit de câteva ori acolo. Vina mea, n-am ce face. Stop. Haideți să încercăm rapid acum și cu Ryobi. Pe Ryobi voi pune un acumulator de 4 amperi. Prima dată vom încerca cu ăsta. Vedeți, un acumulator de 4 amperi, normal, nu este cel pe care îl vedeți aici jos, care este un acumulator cu capacitate mare de descărcare. Resetăm, vom face un test și cu acela să vedem dacă sunt diferențe. La fel, este doar o singură gaură, o vedeți acolo, restul nu este alta. Voi băga puțin șurubul. A intrat. Așa este la început, pentru că nu trebuia poate să fixez lemnul ăsta cu o chestie, dar vreau să vă arăt că nu trișez și că nu am făcut gaură sau ceva. O să-i dăm drumul acum. Start! Aproximativ la fel. Deci uimitor. Diferența de turație este foarte mare între cele două, dar Ryobi a făcut față fără probleme. Punem un stop, vedem în cât timp îl și scoate. Start. Da, aproximativ sunt identice. Ce vreau să fac acum rapid este, pentru că vreau să fiu corect față de Ryobi, când am testat pendularul de la Parkside, având funcția aceea de asistare, am folosit acea funcție și acolo Parkside a câștigat. Pentru că acest Ryobi are, știți, acest doi pini aici care comunică cu acumulatorii ăștia. Acum ascultă și el are un acumulator mult mai bun și va încerca să bage cât mai rapid acest șurub. Îi dăm un reset pe locuri, fiți gata, start! Da, aproximativ tot așa 7 secunde. Nu știu ce să vă zic. Poate acel sistem este limitat de turațiile care le are și de impacturile care are. Dacă ar fi fost un șurub mai greu, poate acolo reușeam să vedem ce poate să facă. Dar știți ce o să fac? O punem o pauză și vreau să încercăm niște șuruburi mai dificile de băgat. Da, deci ce se întâmplă? Aceste șuruburi de 100, care sunt cu pas foarte des, sunt pentru beton, se folosesc la termopane. Le voi înfige tot așa aici. Asta l-am băgat puțin cam mult. Așa. Sunt aproximativ la fel. Le bag pe astea două și facem un test și cu cealaltă.
pregătesc, vedeți că cronometrul este pe 0. Start! Deși scot 12 secunde și jumătate aproximativ. Haideți să facem repede testul și cu Parkside. Stop. Reset. Am început deja parcă să mă obișnuiesc cu acel cap. Foarte puțin. Amândouă sunt foarte puțin băgate. Stați să o mut pe asta de aici. Vedeți, cronometrul este din nou pe 0. Pe locuri, fiți gata. Start! Le scot. 9 secunde. Aici chiar nu mai înțeleg nimic. Eu am simțit că acest Parkside este fantastic. Singura chestie care îmi pare rău acum este că n-am niște șuruburi mai lungi, dar se pare că Parkside 2.0. Dacă aveți o întrebare, lăsați-o jos în comentarii. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, o zi plăcută și la revedere!